procurator Alexandru, de 10 ani sunt colaboratorul lui Iordănescu. Am început de la Liga 3-a cu el, am ajuns până la CFR Cluj, până la campionatul. Am 200 de meciuri la Liga Antică care le-am pregătit. Am 2 supercupe și un campionat, toate cu CFR-ul. Și acum, ca o încununare a succesului nostru, am ajuns la echipa națională a României. Pentru mine este o onoare, sunt aici și mă bucur. Cum vă spuneam, la echipele care am fost, FCSB, CFR Cluj, am încununat cu o prezență aici, ca antrenor. Sunt mândru, sunt bucuros că reprezint țara mea și sperăm ca să facem performanță și să ducem echipa acolo unde ne dorim cu toții. Obiectivul meu este să câștigăm fiecare meci, chiar dacă este amical, chiar dacă este oficial. Începem cu primele 2 meciuri, Grecia și Israel. Sperăm să ieșim foarte bine de aceste 2 meciuri, urmând ca Liga Națională să rămână pe primul loc și ca final să ne calificăm la campionatul european. Salut, sunt Michele Iannucci and I am the match analyst of national team. I start very young to be coach in Italy before, 3 here in Perugia with the academy, and after in Udinese in academy. After I flight in Barcelona with academy Italia and Switzerland. And after I return in Italy like second coach in Serie C, in third division. And the last 2 season I am the match analyst of Eddie Iordănescu. Before I was in CFR Cluj, and after I was with him in FCSB. Arrive here in a national team for me is very important because I don't fight for a supporter, I fight for a country. The Romanian national team has a big history, and I hope that I can give the maximum for this country that give me a lot, and I would like to give back something. Here in Mugașaia, I am surprised about the organization. There are a lot of people around us that help for everything, and also the structure is beautiful. I think that we can work very good in this situation, and that we can work for arrive at our objective, that it's the European Cup. Hai România, luptăm împreună! Salut, sunt Cristian Dragotă, preparator fizic al echipei naționale și al echipei de club CFR Cluj. Pot să zic că am experiență la Cluj de 6 ani în ultimul mandat, având încă 2 mandate în față. Am experiență și la echipe din afara țării. Studii profesionale am făcut în Franța, Statele Unite, Belgia, peste tot prin Europa. Așa și ca și performanțe, am 5 campionate câștigate, supercupe 2, dacă nu mă înșel, plus una în Cipru, 3 și 2 finale de Cupa României pierdute. Cam asta ar fi. Plus experiențe europene, foarte multe meciuri europene, Champions League, Europa League, calificări, Conference League ultimul sezon. Ce mă motivează cel mai mult? Probabil să văd că jucătorii cu care lucrez progresează zi de zi sau de la an la an, pot să zic așa, câștigă trofee și în același timp și eu să câștig trofee și să fac performanță la cel mai înalt nivel. Când port echipamentul României e o senzație de mândrie și de onoare. Bună ziua, sunt Miodrag Todorov, unul din preparatorii fizici al loturilor naționale. Parcursul meu a început acum 6 ani, când m-am lăsat de fotbal. Am plecat la studii în Italia, acolo am început să și lucrez pentru o echipă din Serie C, Liga 3 italiană, după care am venit la Federația Română de Fotbal, am activat în cadrul loturilor de juniori, ulterior Under 20 și acum la Naționala Mare. Prima impresie este că sunt foarte multe lucruri diferite, să zic așa, anvergura tuturor detaliilor este la un alt nivel. Toată organizarea, bineînțeles, responsabilitățile, presiunea, toate sunt la un alt nivel. Primul gând care îmi vine în minte este mândria. E o mândrie foarte mare și atitudine, dorință și determinare să dăm totul pentru tricolor.